La Open-ul Ungariei, Camelia Poștoacă a avut cu siguranță cea mai bună evoluție într-un turneu individual de când a trecut la senioare. Desfășurat în perioada 29 ianuarie-1 februarie, turneul din țara vecină a avut la start patru sportivi mușceleni, însă dintre aceștia numai Camelia Poștoacă a trecut de faza grupelor pentru a intra pe tabloul principal. A obținut două victorii în grupă și apoi alte patru pe tablou, 4-0 cu Sandra Vabici, Polonia, 4-0 cu Daria Cernova din Rusia, 4-3 în optim cu Elisabeta Samara din România, colega sa de la lotul național, și 4-3 în sferturile de finală cu Haruka Sakai din Japonia. Un parcurs excelent, mai ales că printre victime s-a numărat și Eliza Samara, cea mai bună jucătoare din România în 2013, conform clasamentului întocmit de federație. Mușceleanca a jucat apoi sâmbătă la prânz contra austriecei de origine chineză Jia Liu, a doua semifinală a competiției. S-a impus Jia Liu, însă interesant este faptul că cele două jucătoare care s-au luptat pentru un loc în finală sunt colege la echipa de club din Linz. Începutul de meci a fost unul echilibrat. Jia a avut primul avantaj după 11-5 în primul set. Camelia a câștigat 11-7, dar apoi n-a mai putut ține pasul. S-a terminat 4-1 pentru Jia Liu. Ulterior, aceasta reușind să câștige și competiția feminină, în timp ce Camelia Poștoacă a urcat pe treapta a treia podiumului și a încasat de la organizatori un premiu în valoare de 1000 de euro și rămâne, așa cum spuneam la început, cu cea mai bună performanță a sa într-o competiție individuală la senioare.